Ori se dorește să fie concesionat, ori nu se dorește, asta stabiliți dumneavoastră. Întâi trebuie să vedem ce-i cu el, apărând pe statul român, să-l trecem în cartea funciară, în proprietate publică locală, ori domeniul privat, ori domeniul public. Trebuie clarificată. Da. Noi, prin hotărârea aia 974, am aprobat anexa 12. Anexa aia are în jur de 700 de poziții, avea la un moment dat. Am mai scos, am mai introdus altele noi. Ar fi fost normal ca acea anexă 12 cu bunurile din domeniul public să fie întâmplată în cartea funciară. Dar cartea funciară, pe măsură ce au trecut anii, și-au năsprit condițiile de înscriere a terenurilor. Și acum trebuie niște documentații foarte costisitoare, în primul rând, ca să le putem întâmpla în proprietate publică. Ori noi când ne lovim de câte un teren din ăsta, folosim anexa aia 12, mergem și pe rând le întâmpulăm. Deci exact situația asta am avut-o cu garajele, era cât pe aici să ne respingă hotărârea că e pe statul român și ați întrebat la guvern, dar dumneavoastră le-ați întrebat la ADS. De-aia eu vi le-am enumerat toate cazurile acolo, știți? Nu. Orice teren avem pe stat, și acum normal ar fi să fie, după ultima modificare a legii 215, să fie trecute în proprietatea unității administrativ-teritoriale, nici numai unitatea administrativ-teritorială oraș la domeniul public de unii privat. Cum să zic, pentru mine, eu vin și avizez un proiect de hotărâre pentru legalitate. Ajunge la prefectură hotărârea, o să poate să vină înapoi să spună că e nelegală. Noi am mai avut situații din astea cu hotărârea cu terenul unde e sediul exploatării, unde a fost. Și nu ne-au contestat-o prefectura, deci a fost o hotărâre pentru care prefectura a dat aviz de legalitate. În schimb, ne-au contestat-o Direcția de Finanțe și Avasul, dar în instanță am câștigat. Deci, nu știu, eu zic că nu am depășit cadrul legal. No, dar trebuie să avem grijă. Și era de datoria mea, dar să vă spun și să știți că întotdeauna cu extrasul de carte funciară apare statul român, trebuie întâi să vedem, îl putem trece în proprietatea publică locală sau nu. Să înțelegem că și dacă aprobăm parcelare, nu? Că asta o să aprobăm la început. Păi zice că o parcelă din aia, cum e făcută, iar conveni. Noi putem aproba, cum ne-am spus, deci să demarăm procedura de concesionare. Da, și trebuie să știe că sunt niște probleme și da, și întâi trebuie să clarificăm situația juridică, proprietatea, să vedem. Dar de ce să mai încercăm lucrurile dacă se poate, se pretează sau nu se pretează pentru ce vrea să facă pentru ca lemnul? Haideți să identifice alt teren și să-i dăm drumul la treabă. Nu mă tot proiect înainte de aceea asta, nu? Dar am și un plan. Domnul dacă omul și-a făcut actele și este parcel și este pe concesionat, ce spunem noi că se pretează sau nu se pretează? El și-a făcut proiectul lui, dacă, dacă nu îl avizează, dacă nu se pretează, nu îl avizează mediul și alții și nu poate face, dacă nu, să-și continue să-și facă. Ce se sugestionă noi că iarna nu poate duce, nu știu ce, dar el știe că vine iarna și știe că ninge. Poate are mașină din aia cu roți din țate și își duce acolo sus, cum vrea. Bun, omul, dacă vrea să-și facă acolo orice poate să-și facă, da? Dacă nu se pretează, nu-i dă mediu autorizație, nu-i dă restul. Lăsați-l pe om dacă vrea să-și facă și suntem legal să-i dăm, să-i dăm. Într-adevăr, este asta un viciu de formă, doamna secretară, tot ce a spus. Nu este un viciu de formă, dar statul ăsta, dacă a hotărât că unități administrativ-teritoriale și statul român sau privat, atunci se dă o hotărâre să zică, mai modificați în CF-ul tot unde este statul român, păi, să treacă pe domeniul public-privat sau bine, nu se poate. Ideea asta a fost că de la asta s-o porni și s-o întocmit inventarul domeniului public-local, după aceea tot prin legea aparțin domeniului public-privat bunurile, care nu aparțin domeniului public, da. Deci sunt privat cele care nu sunt public. Înseamnă că noi întocmim inventarul domeniului public, restul bunurilor sunt privat. Dar ei vin și spun, dacă scrie statul român, nu-i de interes local. Eu, părerea mea, că la consilierul la Crăciun, care este acolo și la alea de la juridic, îi se închide câmpul vizual la un centimetru în interiorul retinii. Și nu poate vedea niciodată.
Păi, dar nu este ei Dumnezeu, dar asta trebuie să reglementeze statul. Dar dacă hotărât că Zlanda nu se mai numește Zlanda, că se numește Dealul Mare, apă trebuie să de ăla, tătul ne scrie Zlanda, scrie Dealul Mare. Nu se poate așa ceva. Aș vrea să spun câteva cuvinte. Deci, așa cum preciza și doamna secretară, în primul rând trebuie să clarifice situația juridică. Noi, de fapt, azi ce discutăm? Noi discutăm un acord de principiu prin care dorim să scoatem la concesiune acea parcelă sau acele parcele și să stabilim pentru ce le scoatem. Deci, spunem simplu, producție. Pentru că în momentul când se scoase la concesiune, poate vine și eu, poate vine și domnul Benide, poate vine și domnul Borza. Deci, dacă vrea să fac producție, nu va merge numai el. Deci se scoate la concesiune, deci acolo nu merge. Oricum, licitația nu-i valabilă dacă nu se prezentă. Sigur că da. Deci, dacă stabilim, deci clarificăm situația juridică, suntem de acord să le scoatem la concesiune cele două parcele sau unul, două, înțeles că sunt, și să stabilim pentru producție, deci nu pentru altceva. Atât dacă discutăm asta. E un acord de principiu, nu-i? Păi, până la urmă, cine merge acolo, cine ia, cine... Aici noi putem să dăm un acord. Pe urmă, nu știu, la ce distanță e de partea de jos, de cine vine la cine știe? La ce distanță e? Cine știe? Deci, la ce distanță e? Doctore, de ce? Că unde? Exact. La ce? Bată Dumnezeu scârbic, atâta să fie. Nu știu de la alte distanță. Câți metri de la... Acolo nu știu de ce ore. De la casă, de la ultima. La mai jumătate numesc pe voi. Acolo nu mai de ce ore mai sus. Treaba e să nu fie jos la casă, să de la ce ore. Aici e drumul și aici este... Unde trece sub de la alte distanță? Aici e drumul. Păi nu am nicio ore. E în curba aia de sud. Restul urmește pe cel ce avize și de alea. Nu-ți fie frică, nu-ți de mediu și alții. Nu, domnul primar, nu? Domnul primar. I-am terminat. E limite cu proprietatea natale. Cred că e mai sus. Mai sus? Da. A, nu, așa e, că acolo se termină. Eu am și eu zis ceva, dacă... noi dacă facem un haloimaz de ăsta în Zlavna, să construim fabrici pe un deal, o zis bine, domnul Lălău, de lemn de acolo, de nu știu care, dincolo, niște zone industriale. Și am stabilit că pentru lemn, având în vedere că e o chestiune care înseamnă corși și alte mizerii care să cară și așa mai departe, să dăm terenul de lângă variantă, unde a fost prăjitul, că am băgat piatra acolo și nu știu ce, să-ți poată face fabrică de lemn lângă șosea, lângă unde ce sunt cu ele, în dreptate, ce sunt cu lemnile pe măgură în sus. La Bonerii, când i-am vrut să facem exact. Mare de ulei, unde e mai frumos ceva în zonă. Bun, dacă îți aduce aminte, i-am făcut cere pentru spațiu acolo, asta, industrial. Nu s-a aprobat, n-a zis la terenul ăla ieșire din oraș, nu e neparcelat, deci este o problemă, chiar astăzi în ședință, exact terenul de acolo, de unde, de care zic eu, unde e și pușcăria și toată suprafața aia de câteva hectare de teren, e băgată azi pe ordinea de zi să trecem în domeniul privat a orașului Zlatna, exact în ideea de a putea da parcele acolo.